În fiecare an, în luna iulie, directorii financiari ai societăților sunt obligați să raporteze situațiile financiare pentru primele 6 luni. La iulie este o perioadă de jumătate, este perioada de jumătate de an. Firmele calculează acum impozitul pe profit pentru trimestrul al doilea și, bineînțeles, plătesc toate aceste taxe, impozite și trebuie să mai întocmească o raportare financiară privind situația firmei la data de 30 iunie. Raportarea aceasta cuprinde situația patrimoniului la data de 30 iunie, contul de profit și pierdere și situația activelor fixe. Modul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice, care a publicat săptămâna aceasta proiectul de ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.